Salutare și bine ați venit la un nou episod pe acest canal. Episodul trecut am văzut cum am deschis 84 plus, 3 pachete de 84 plus din swaps, pentru ce am muncit noi undeva la 10 zile ca să facem toate swap-urile alea. L-am făcut pe Messi, am început să ne reclădim echipa. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în continuare pe contul meu. Dar până să mergem acolo, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe și să lăsați un comentariu. Am făcut bine ce am făcut? I-am băgat bine în SBC? Sau trebuia de fapt să-i țin? Am fost destul de supărat pe ce mi-a picat la primul meu icon. Așa că am zis că nu se poate și trebuie să fac iconul 87 plus base or mid icon. Primul SBC ok, un inform 83 plus, Ziyech, Koke, un Sané, nimic irresponsabil. Al doilea SBC deja altfel stă treaba. Aici deja am băgat Corona, care era de applicate, am băgat un Sterling, un Laporte, am băgat și un Jota și un Gerard Moreno. Totuși, încă nimic. Nimic nasol. La acest 87 plus se schimbă un pic totuși situația. Intră Oblak, intră Frenkie de Jong, intră Pedri, Fabinho, Arnold, Rodri și Rhys James. Am reușit să-l salvez pe Haaland din a fi băgat în acest SBC. Am reușit și pe Theo Hernandez să-l salvez. Acestea fiind zise, 87 plus base or icon mid. Nu știu ce vreau, nu știu ce-mi trebuie, Anglia, central back, Campbell. Cred că Rio Ferdinand era o secundă mai bun. Însă Campbell poate să intre bine. Chiar poate să intre bine. Nu-mi place de Van Dijk. Așa că cel mai probabil o să-l înlocuiască pe Van Dijk și rămânem Campbell cu Varane. Nici până în momentul de față nu am reușit să joc cu Campbell, însă vedem pe parcurs care e treaba. El arată așa, e un low cu medium, 2 cu 3 nu contează, avem un 87 acceleration, 92 sprint speed, avem un 94 interception, 95 heading, defending awareness, 92 sliding tackle, 93 standing tackle, 93 sliding tackle, 99 strength bun, stamina decentă, arată bine. Aici avem profilul lui de icon, și este leadership și power header. S-ar putea să nu mai luăm gol din centrări. Am zis că totuși nu-i de ajuns doar acest icon și avem nevoie și de un foot hero base sau World Cup de 86 plus. Hai să ne încercăm norocul, că până acum au mers Marchisio, Mascherano, Papin, Campos. Na, nu-i rău până acum, am putea să încercăm. Și am băgat squad-ul de 83 cu 2.85, unde am păcătit un pic cu Theo. Theo fiind destul de scumpuț pe market, l-am băgat totuși în acest SBC. Aici am păcătuit un pic. Îmi pare rău, dar nu mă pot înțelege cu mult. Îmi pare rău, dar nici cu Hala nu știu să joc. Nici cu un cucu n-am unde să-l bag. Iar Baresi m-a enervat fantastic când a ieșit din pachet. Cred că și din cauza orei târzii n-am văzut cam un 87 rating în loc de 86. Cu siguranță mai puteam să scot unul de aici să-l salvez. Da? Na, n-am văzut. Era deja târziu, era vreo 3 noapte. Hai să vedem ce ne pică. Și avem 86 base or FIFA World Cup Hero Pack. Speranțele erau mari, pentru că am băgat mult înăuntru. Da, a venit Smolarek de 86. Am crezut că fac Icter. Am crezut că pică cerul pe mine. Dar după acest moment
am luat o decizie drastică. Dar această decizie drastică se va vedea în ultimul episod, în episodul următor. Am greșit așa de tare că am făcut acest SBC-ul. Nu trebuia. Chiar nu trebuia. Mai bine mai făceam un icon, sincer. Oricum e ciudat că acum iconii nu mai dau chemistry tuturor. Iconii își dau chemistry doar între ei și între naționalități. Complicat. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și să-mi spuneți dacă voi ați făcut SBC-ul ăsta și să-mi spuneți voi ce ați prins în SBC-ul ăsta. Până data viitoare, eu sunt LCH Gamer și nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat!